Franța cedează supresiunea protestelor și elimină o serie de restricții instituite recent în contextul numărului mare de cazuri de COVID-19. Între timp, varianta Delta se răspândește rapid în Europa și a devenit dominantă în cea mai mare parte a continentului. Situația este alarmantă, îndeoseb, în Turcia, unde pandemia a scăpat din nou de sub control. De cealaltă parte, vecinii de peste Prut relaxează măsurile anti-COVID începând cu 1 august. Între 28 iunie și 11 iulie 2021, varianta Delta a fost dominantă în 19 dintre cele 28 de țări care au raportat suficiente informații de secvențiere genetică. În acest context, Organizația Mondială a Sănătății și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor îndeamnă vârstnicii, persoanele cu boli cronice și lucrătorii din domeniul sănătății să se vaccineze, să respecte măsurile de prevenție și să evite călătoriile. Situația a devenit alarmă. Alarmant În Turcia, după ce în ultima lună, numărul infectărilor zilnice s-a majorat de la 6 la peste 14.000. Creșterea este pusă pe seama tulpinii delta mult mai contagioasă. Specialiștii de la Ankara asociază fenomenul cu o sărbătoare musulmană tradițională, când milioane de turci călătoresc între provincii pentru a se alătura familiilor lor. Din cele peste 83 de milioane de locuitori ai Turciei, doar 23 de milioane sunt imunizați cu ambele doze de vaccin anti-COVID-19. Între timp, Parlamentul francez a decis, sub presiunea protestelor, să renunțe la concedierea personalului din centrele comerciale care nu se vaccinează și să excepteze astfel locațiile respective de la obligativitatea pașaportului sanitar. Deocamdată, documentul rămâne valabil pentru spectacole, cinema, muzee și săli de sport. Peste 160.000 de persoane au manifestat peste tot în Franța sâmbăta trecută împotriva restricțiilor. De cealaltă parte, România relaxează măsuri anti anticovid începând cu data de 1 august. În funcție de incidența cazurilor la festivaluri în aer liber, pot participa până la 75.000 de oameni testați, vaccinați sau trecuți prin COVID.